Pentru că reabilitarea pe fonduri europene este întârziată de birocrație, autoritățile din Slatina se pregătesc să anvelopeze și anul acesta blocuri pe bugetul local. Cetățenii au avut la dispoziție 2 săptămâni să se mobilizeze pentru a câștiga concursul, așa că acum așteaptă vizita Comisiei de Specialitate. Într-un bloc de pe Strada Unirii, locatarii au început să respecte toate regulile și așteaptă verdictul. Credeți că veți respecta toate regulile concursului? Mi se pare normal. Un concurs e un concurs. Ați reușit să mobilizați toți vecinii ca să participe la acest concurs? Eu așa sper. Să fi fost toți de acord și să fi participat, nu? Ce părere aveți despre acest concurs de reabilitare? E o situație foarte bună. E constructiv. Este spre binele nostru. Pentru cei care nu au găsit încă soluții pentru înlocuirea tâmplăriei, o doamnă a cărei scară a câștigat concursul anul trecut vine cu soluția. Femeia asta de la noi n-a avut bani, dar am pus noi câte 1,5 milioane și am făcut balconul. Vedea? Stăteam așa, că era la parter și venea un frig de muream. Și acum e bine. Foarte bine, foarte bine. Extraordinar de bine, să știi. Mai mult de 2,1 milioane n-am făcut. Plăteam 4-5. Reprezentanții primăriei și-au propus să reabiliteze 30 de scări de bloc prin programul Slatina Oraș Verde Oraș Curat anul acesta. Edilii iau însă în calcul suplimentarea listei în cazul în care vor fi mai multe scări care vor obține un punctaj bun la concurs. Important este ca slătinenii să fie pregătiți, să aibă tâmplăria înlocuită, să aibă subsolul curat, să aibă acoperișurile sau terasele în regulă, astfel încât să intre în acest program al nostru, al Consiliului Local. Potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Local, condiția esențială pentru participare este ca toate geamurile și ușile exterioare ale scării de bloc să aibă tâmplărie eficientă energetic. Asta înseamnă un total de 7 puncte. Câte un punct se acordă pentru șarpantă sau plafon hidroizolat și pentru subsolul curat, un punct pentru zugrăvirea interiorului scării de bloc și încă un punct pentru spațiul verde din jurul blocului.